Hei, la mulți ani pe 2022 și bine ați revenit! Încep seria de review-uri la dispozitive Night Vision primite de la băieții de la Spy Shop. Știu că v-am scris pe Facebook că voi face review la 3 dispozitive Night Vision. Din păcate, unul, cel mai mic, unul superb de buzunar, tot Bresser, cum este și ăsta, are o problemă tehnică. În sensul că, deși am schimbat bateria, am zis prima dată că e problema de la baterii, nu rămâne aprins. Imediat ce iau butonul de pe power, ce iau degetul de pe butonul power, se stinge ecranul. Așa că îl voi trimite înapoi băieților și sper să mi-l înlocuiască, să vi-l prezint și pe ăla. Așa că nu o să vă prezint decât două. Dar astăzi voi începe cu acest dispozitiv, acest binoclu Night Vision, marca Bresser. Sper să mă ajute focusul, da? Este un binocular cu night vision, nu este cu termoviziune, da? Există o diferență pentru cei care încă nu știu diferența între night vision sau una dintre diferențele dintre night vision și termoviziune este că dispozitivele night vision acționează pe principiul amplificării luminii, astfel încât să vezi în întuneric. Dispozitivele cu termoviziune n-au nicio treabă cu sursele de lumină. Ele citesc temperatura corporală. Și dacă v-ați uitat cu atenție în filmulețele mele anterioare, după în 2020 de anul trecut, am postat câteva chestiuni interesante și unele, de exemplu, la autovehicule, cele mai călduroase puncte, zone de pe un autovehicul erau în zona motorului, evident, și la roți, din cauza frânărilor dese, da? Inevitabil. Așadar, revenind la Bresser. Acesta este un binocular digital și, spre deosebire de cele clasice, astea digitale nu au nicio problemă cu... Nu se defectează dacă le îndrepți către o sursă de lumină, așa cum riscă să se întâmple în cazul celor clasice. Bun. Și ce îmi place la el este că ai protecția asta în cauciuc aici, și ca să nu-ți bată lumina reziduală, știi? Și uite, are dita mai ecranul, acum o să-l aprind. Îmi place că, deci efectiv te uiți ca la cinema, știi, pui ochii în el. Și uite, vezi? Uite ecranul. Uite, ai cupa mea de acolo. Da? Și se reglează focusul de aici. Uite, acum se vede ceva mai bine, da? Am făcut în teren o serie de teste, am făcut și fotografii și filmulețe. Acum, detalii tehnice despre el. Fiind digital, aveți în partea de sus aici locașul pentru card micro SD, scuze. Sper să nu rup asta. Și conexiunea USB. Da? Are un cablu clasic. Ce ne spune site-ul? S-a defocusat. Ce ne spun băieții de la Spy Shop pe site despre acest aparat? Puterea de mărire între 3 și 6X. Este vorba despre mărire digitală, deci apropiere zoom digital, nu este vorba despre zoom optic, deși ar fi fost minunat. În realitate, el are un zoom standard de 3X, pornește cu 3X. De unde apare acel 6X? Apare de la zoomul său suplimentar de 2X. Și automat 3x2, 6. Ok. Spune că distanța de detecție este de 100 de metri, de 120 de metri, scuze, faza cu detecția la 120 de metri, din testele pe care le-am făcut eu pe teren, din păcate pentru mine și pentru voi, nu am reușit să observ persoane aflate la distanțe foarte mari sau nici în raza de vreo 100 de metri, în beznă totală, pentru că asta vă interesează pe voi, să știți cum vede ăsta în beznă totală, fiind digital și aprinzând lanternele cu ultraviolete, cu IRE, scuze. Dar ce am reușit să surprind au fost câteva animăluțe în parc, monument cei care sunteți din Brăila. Chiar cum vii pe lângă sala polivalentă, intri în parc, știți că este alea respectivă și pe o distanță de vreo, să zic așa, vreo 70 de metri e cam beznă. Mai ales în partea stângă spre pădure, nu spre bazinul cel nou construit. Și am găsit un cățeluș pe acolo, se plimba prin bezna pădurii și am reușit să-l surprind. O să vedeți și voi imagine. Așa că nu pot să apreciez, domnule, dacă într-adevăr detectează, poți observa persoane sau animale de la 120 de metri, dar
voi continua cu testele până voi returna binoclul băieților de la Spy Shop. Așa, autonomia bateriei este de 8 ore și are un acumulator reîncărcabil, deci nu puteți să-i schimbați bateriile voi să cumpărați de alea de ceas sau eu știu, de telecomandă. Și dimensiunea acumulatorului, capacitatea lui este de 3000 de mAh. La 3000 mAh să te țină 8 ore de utilizare mi se pare destul de fair play, destul de corect. Și din câte am observat, cât m-am jucat eu cu ea, am încărcat-o full, s-a dus foarte, foarte puțin. Ok, filmează. Asta este un lucru foarte, foarte mișto. Bine, v-ați dat seama că v-am spus mai devreme de filmări. Filmează și face poze. Calitatea filmărilor, 640x480. Când te uiți prin ecranul aparatului, dispozitivului, ți se pare, vezi, el fiind mic, se vede, imaginea se văd la calitate destul de înaltă. Dar în momentul în care le transferi pe calculator și le vezi pe un ecran mai mare, se vede calitatea inferioară a filmării. Dar depinde de scopul pe care îl urmărești. Depinde ce vrei să faci cu el. Vrei să faci regie? Nu folosești așa ceva. Vrei să demonstrezi prezența cuiva care ți-a furat, eu știu, de pe terenul tău sau a pătruns la tine în grădină sau a pătruns în pescărie, pe balta de pescuit și a pescuit de acolo ilegal sau a sustras pește? Da, te poate ajuta în situația asta, dar nu te baza pe detalii, pentru că din experiența personală, judecând după numărul, judecând din câte aparate de vedere pe timp de noapte, atât night vision cât și termoviziune, mi-au intrat pe mână și le-am testat, calitatea imaginilor nu este una atât de bună, atât de mare, încât să îți permită să identifici foarte ușor o persoană, la fel cum faci cu filmările, ca în cazul filmărilor pe timp de zi. Deci una este să filmezi ziua cu o cameră video sau foto, că și ale foto mai filmează, și alta e să filmezi pe timp de noapte cu dispozitive speciale de timp de noapte, de vedere noapte, da? Night vision sau termoviziune. Nu poți să observi toate detaliile, dar în funcție de situație pot ajuta la identificarea anumitor persoane. Ok, greutatea lui 335 de grame vă vine în dita mai cutia, care la interior are așa. Aveți cartea tehnică și asta e factura, cureaua de agățat și cablul de date și de încărcare. Și cam atât. Dă mai cutia. Hai să vorbim despre aparat, să vă prezint butoanele fiecare ce face. Deci aici avem butonul de power, ca să-l deschidem ținem apăsat pe el. Da, țin apăsat și iată, s-a deschis ecranul, s-a deschis aparatul. Ca să închidem, la fel ținem apăsat și s-a închis. Avem butonul de zoom în partea de sus. Repet, zoomul este digital. Da? Zoom, mod. Aici intrați în meniu. Are un meniu foarte simplu. Selectorul meniul mod, butonul mod vă ajută să intrați în meniu și să selectați tipul de activitate, poze sau video ce vreți să facă, butonul de declanșare pentru poze sau video și butonul de acționare a lanternelor, a celor două lanterne cu lumină infraroșie. Ce nu-mi place la el? Bila neagră, care e pentru mine atârnă destul de mult. Da, judecând după mergând pe faptul că eu dacă vreau să mă uit în noaptea la cineva, să urmăresc pe cineva, nu vreau să știe să mă dau de gol. Bila neagră, dezavantajul este faptul că, o să vă arăt acum, trebuie să o punesc, este faptul că lumina cu infraroșu în lungime de undă 850 nanometri se vede. Și se dau la treapta și șaptea. Observați? Le vedeți aici, da? Bun. La întuneric mă văd și mai tare. Partea bună, să zic așa, ca o compensare, este că el are un mod de filmare și pe timp de zi. Filmare, fotografiere.
Calitatea nu este una foarte înaltă, după cum o să vă convingeți, fotografiile salvează în format JPEG, etc. Și asta este tot. Iar dedesubt aici aveți o rotiță, nu mai un pic, aveți o rotiță ce vă permite să ajustați focusul, să reglați focusul aparatului în funcție de subiectul pe care, la care vă uitați sau obiectul la care vă uitați. Și pe site-ul băieților de la Spy Shop, la specificații, ni se transmite faptul că distanța minimă de focusare este de un metru. Deci focusează de la un metru încolo. Așa că este ușor, v-am spus, are 335 de grame. Asta e dimensiunea lui. Dacă ți-l atârnă la gât, nu-ți rupe gâtul, dar este voluminos, e măricel. Dacă îndepărtați această protecție din cauciuc, evident devine mai micuț. M-am jucat cu el. Pentru oraș și pentru localitățile mici sau pentru activități restrânse pe spații de succes, se desfășoară pe spații restrânse, din punctul meu de vedere este ideal. Prețul nu este mare, dar la atât, la ce poate el, prețul din punctul meu de vedere este direct proporțional. Și acum să vedeți și câteva imagini și fotografii pe care le-am realizat cu acest dispozitiv, acest binoclu Night Vision. Acestea fiind spuse, eu câtă vreme va sta la mine, voi mai face o serie de, voi mai posta materiale video cu el din teren. Sper din tot sufletul să reușesc să găsesc și să surprind și persoane de sujun diverse activități. Binoclu digital Night Vision marca Bresser oferit de băieții de la www.spy-shop.ro. Repet, aveți link în descriere de unde puteți să-l achiziționați. Eu am fost Broadheader și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Doamne, aștept numai bine și, ce să zic, spor la activități nocturne. Ciao!